Doamnelor, domnilor, bună ziua! Încă o dată sunt tot Cristian Foghel din platoul Roman 24, din nou în live pe Facebook, alături de invitata mea, doamna Teodora Baciu, candidată la primăria municipiului Roman, reprezentantă a partidului Împreună pentru Moldova. Sărăuna, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Se schimbă vânturile politice, bat din toate direcțiile, trec unii la alții, alții la unii și așa mai departe. Cum se vede din perspectiva unui candidat new entry, atât în politică cât și în administrație? Cum în administrație nu sunt new entry, totuși am niște ani de experiență dacă stăm și ne raportăm la cât studiu. Nu lucrați în administrație. Nu am lucrat, dar asta nu înseamnă că n-am monitorizat lucrurile de aproape datorită profesiei, deci... Cum se vede? Intri în administrație, e mult spus. Cum se vede? Se vede fix așa cum o văd toți rumașcanii, probabil, ca o bătaie de joc la adresa noastră a tuturor. Pur și simplu, toate aceste mișcări, toate aceste bâlbe, toate aceste spălări de rufe în public sunt o bătaie de joc la adresa rumașcanilor. Pentru că eu cred că rumașcanii meritau să știe din timp clar ce, cum, în ce fel... și s-a ajuns, iată, desfacem la... Pe bucăți? Desfacem pe bucăți? Desfacem pe bucăți. Hai să luăm candidatura domnului Lucian Micu, pentru că astăzi el se pare e leitmotivul săptămâna asta. Candidatura, apoi lipsa candidaturii și candidatura din nou de pe partea PSD-PPU a Alianței, o candidatură pe care unii o consideră imposibilă, din punct de vedere legal. Din punct de vedere legal, dar în care domnul Micu crede cu tărie. Nu știu ce bea dimineața domnul Micu la cafea. Habar nu am de crede cu tărie, în ciuda tuturor evidențelor legale. Până la urmă s-a văzut că până și partidul de suflet, ca să spun așa, l-a lăsat din brațe din cauza asta. De comentat foarte multe, nu cred că avem ce comenta, da? Lucian Micu este incompatibil pe o decizie clară în alte curți de casație și justiție. A apărut pe portalul Agenției Naționale de Integritate că până pe data de 2 aprilie 2023 nu are voie să mai candideze pentru nicio funcție de demnitate publică. Deci lucrurile din punctul ăsta de vedere ar trebui să fie încheiate. Ceea ce s-a întâmplat însă cu toată această... răzgândire la răzgândire arată de fapt disperarea unora de a se ține cu fundul, cu dinții de scaune, de poziții. Și această disperare, și aici în speță a lui Lucian Micu, ne face să ne întrebăm pe noi de ce totuși el vrea neapărat să fie primar. Dacă legea spune că n-ai voie, ok, stai 3 ani de zile pe tușă, îți găsești alte preocupări și după aia, dacă ești așa un om valoros, cu siguranță poți să revii. Dar ce înseamnă pentru tine ca și candidat toată povestea asta? Te ajută? Nu știu dacă mă ajută, dar dincolo de a fi candidat, sunt un om din oraș și stau și mă uit la ce fac partidele, da? Și e senzația aia, dom'le, mai rău de atât nu se poate. Și când spui că mai rău de atât nu se poate, vine realitatea și îți dă o palmă, că mai rău de atât chiar se poate. Se poate și mai... Da, și deci, cu siguranță se poate și mai rău. E șocant. Partidele mari au fost atât de interesate să-și facă tot felul de combinații și permutări și aranjamente subterane, încât ei, timp de 4 ani de zile, n-au crescut nimic la umbra lor. Și vorbim de niște partide mari cu milioane de euro subvenții de la statul român, da, care n-au reușit să facă nimic, cel puțin vorbim la nivel local și județean. Deci n-au reușit să facă nimic bun, da? Ne uităm în curtea lor și vedem că bate vântul. Ei nu sunt în stare să își găsească candidați. Deci lucrul acesta cred că ar trebui și eu sunt convinsă că romașcanii îl vor sancționa la vot. Bun, cu ce vine în contrapartidă Partidul Împreună pentru Moldova, candidatul Teodora Baciu? E foarte simplu. Noi am venit în primul rând cu transparență și cu onestitate și cu competență. În momentul în care noi ne-am decis că vom candida, am venit transparent în fața cetățenilor și am spus, uitați, noi suntem un partid tânăr cu oameni care n-au mai făcut politică, cu oameni care în schimb au făcut mii de ore de voluntariat și acțiuni civice în oraș pentru mai multe categorii de cetățeni. Și am decis că nu mai putem să mai asistăm de pe margine la lucruri care se fac fără cap și fără coadă. Am decis să ne implicăm, venim în fața dumneavoastră, aceasta este echipa, acesta este candidatul pentru primărie și acesta este programul nostru pentru primăria municipiului Roman. Mai bine de atât, nu știu serios dacă se putea.
În emisiunea, în discuția, interviul, talk show-ul, cum vrei să-i spui, pe care l-am avut mai devreme cu deputatul Laurențiu Leoreanu, am aflat și eu, de fapt mi s-a confirmat cumva că pe ultimul loc în topul încrederii românilor este politicul, politicienii, politica. În momentul ăsta acolo te regăsești și tu, pe ultimul loc în topul încrederii. Și de ce spun treaba asta? Românii, eu am așa o senzație, nu vreau să fiu răutăcios, dar cred că au mai auzit povestea asta cu transparență, cu, și s-a dovedit per final mai puțin transparent. Adică de ce ar fi diferit? De ce ar fi diferit? Pentru că o spun niște oameni care au demonstrat de-a lungul activității profesionale că așa funcționăm. Și ne referim aici nu doar la mine, ci la toată echipa. Și atunci, noi dacă am demonstrat ani de zile că suntem transparenți, că suntem corecți, că suntem onești, că ne facem foarte bine treaba pe domeniile noastre de activitate, să nu credeți acum că dacă ajungem în partea de administrație publică, deodată ne ia Dumnezeu mințile și nu o să mai reușim să mai facem nimic. Pentru că puterea e imposibil corupe, se știe. Și improbabil. Puterea corupe dacă nu ai caracter. Dacă ai caracter, puterea nu te corupe. Drept dovadă este atunci când ne ducem în țările vestice și când ne întrebăm pe oamenii de acolo ce părere au despre politicienilor. Și răspunsul este... Nu sunt poate chiar acolo foarte sus la nivelul așteptărilor noastre, dar nu sunt nici cei mai răi. Eu am primit de foarte multe ori acest răspuns în țările în care merg. Acolo există un grad mai mare de încredere față de politică și față de politicieni, tocmai pentru că oamenii când au ales, au ales niște candidați competenți și niște candidați care s-au ținut de cuvânt. Păi aici e problema, că s-au ținut de cuvânt. Dar noi în România ne-am obișnuit de ani de zile ca aceste promisiuni. Noi în România, din păcate, de ani de zile votăm aceleași partide și facem aceleași lucruri, așteptăm rezultate diferite. Bun, deci practic cu ce veniți voi este o schimbare. Este o schimbare totală. În primul rând, o schimbare de paradigmă, o schimbare de abordare. Autoritatea locală este colaborator, este în slujba cetățeanului, autoritatea locală nu este deasupra cetățeanului. De aici plecăm. Noi suntem angajați romașcanilor și vom fi, dacă ne vor acorda încrederea, nu vom fi niște oameni care să se simtă deodată foarte importanți că, vezi, dragă doamne, e o funcție de demnitate publică. Este, să spunem, printr-o definiție legală o funcție de demnitate publică, dar de fapt și de drept este un serviciu în slujba și pentru binele comunității. Lucrul acesta eu, din 2007 încoace, îl demonstrez și l-am demonstrat zi de zi. Și tot ce am făcut, am făcut pentru romani și am făcut pentru romașcani. Și de fiecare dată am gândit constructiv și de fiecare dată când a fost o problemă, am venit cu soluția. Pentru că mereu, în calitate de jurnalist, am considerat că nu e ok doar să arăți cu degetul. Așa e. Trebuie să vii și cu soluția. Și tocmai de aceea eu cred că această credibilitate pe care mi-am construit-o de-a lungul timpului, cu mari eforturi, pentru că nimic nu mi-a fost oferit pe tavă, o pun acum tot în fața oamenilor, tot în slujba oamenilor, doar că de pe un alt palier. Și este același lucru duplicat, valabil și pentru colegii mei, care fiecare și-a făcut treaba pe domeniul lui, dar, repet, fiecare dintre noi a făcut mii de ore de voluntariat în folosul acestei comunități. Romașcanii trebuie să se uite și să vadă câte ore de voluntariat a făcut oricare dintre toți ceilalți candidați sau cât au donat oricare dintre toți ceilalți candidați pentru comunitate. Și noi am făcut asta fără să știm în 2008, în 2010, în 2015, în 2019. Noi am făcut asta fără să știm că vom candida. Nu aveam nicio intenție. Pur și simplu am făcut asta an de an, fiindcă așa am simțit nevoia, fiindcă așa am considerat că este firesc să întorci comunității ceva din ceea ce ai. Când spui mii de ore de voluntariat, unde? Că poate oamenii nu știu. Îmi pot spune de un exemplu? Bineînțeles. Cel mai bun exemplu este Ovidiu Albert, Asociația Mușatinii, peste 10 ani de existență. Da? Fără discuții, da. Apoi, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, al cărui fondator este Bogdan Roman și care militează de foarte mulți ani pentru dezvoltarea Moldovei. Apoi, toate aceste acțiuni pentru autostradă și ONG-urile pentru autostradă. Am fost alături de ei și am sprijinit eu din calitate de jurnalist, Bogdan Roman în calitate de membru implicat în mod activ și am mers cu acești oameni tocmai pentru că simțeam și noi nevoia că trebuie să punem umărul să dezvoltăm Moldova într-un fel sau altul. După ce am văzut ani de zile că din postura de ONG nu prea se poate, am decis această implicare politică, da?
Vorbim de Liviu Ilie, care, spre exemplu, este membru în echipa noastră și este cenzor la asociația lui de proprietari, fără niciun ban. Da. Alți cenzori sunt plătiți. El nu. A zis că nu vrea. Mai are niște activități pe care le desfășoară la niște ONG-uri și tot așa. Fără niciun ban. Deci vorbim strict de lucruri. Proiectul, faci cartea e parte, care a însemnat să ducem copiii din cele mai defavorizate familii din oraș, să îi ducem la film, să îi ducem la facultate, am intermediat toate cele întâlniri și toate acele deplasări. De când durează proiectul ăsta? Proiectul acesta l-am început odată cu începerea anului școlar. Din păcate, pandemia ne-a pus pe pauză, dar până la pandemie au fost 3 deplasări. Și s-a văzut de la ediție la ediție, ca să spun așa, că era din ce în ce mai dorit de copii și că se băteau în a nu avea absențe ca să poată să meargă la film. Deci încurajarea învățatului, nu? Am vrut să reducem abandonul școlar în rândul familiilor defavorizate și am făcut acest lucru printr-o inițiativă proprie, cu efort propriu și financiar și de timp și de energie și de relații personale, pentru că, spre exemplu, pe unii dintre copii am dus la universitate, la Vasile Alexandrie, la Universitatea din Bacău și le-am arătat și studioul TV și studioul radio și biblioteca și le-am dat o speranță acelor copii. Dacă învățați, viitor, da, dacă învățați, da. Veți putea ajunge aici și veți putea după aceea deveni profesori, specialiști în comunicare și multe alte... La noi în platou este foarte cald, vă zic de pe acum. Da? Și toate aceste lucruri, mulțumesc pentru apă, toate aceste lucruri le-am făcut fără să ne gândim că o să ne folosească vreodată. Să se uite romașcanii și să vadă dacă eu mi-am făcut vreodată vreun selfie cu acel copil. Nu, pentru că nu a contat. Nu a contat să arăt eu ce tare sunt. A contat ca acei copii să ajungă, să înțeleagă că școala este singura lor șansă pentru a-și depăși condiția în care se află acum, fără vina lor. Și ați gândit la un moment dat să duceți toate astea la un nivel mai mare, și anume ce, să extindeți aceste activități pe un municipiu întreg? Să le extindem pe cele care funcționează și să implementăm altele noi. Eu am făcut voluntariat inclusiv în Franța. 5 luni de zile cât am stat la studii, am mers și am făcut și voluntariat la primăria localității în care stăteam. De ce? Pentru că am considerat că, dat fiind modalitatea în care românii sunt priviți peste hotare, și aici cauzele, putem să discutăm foarte mult despre ele, dar nu este momentul acum. Am considerat că dacă eu sunt acolo, nu sunt neapărat doar Teodora de la Roman, ci mai ales Teodora din România. Și atunci eu trebuie să mă duc și să fac cinste României și romanului, da, în speță, dar mai ales României. Și m-am dus și am făcut voluntariat și am văzut cum funcționează linia vieții. Și datorită implicării mele de 5 luni de zile și datorită faptului că am fost serioasă, că m-am dus de fiecare dată la program așa cum se cerea, în ciuda faptului că uneori dormeam 2-3 ore, dar asta nu era important, pentru că mă gândeam că dacă eu nu sunt serioasă, România este văzută prost și nu fac altceva decât să încurajez niște stereotipuri. Și datorită activității mele din toată acea perioadă, viceprimarul municipiului mi-a dat proiectul și a zis: du-te acasă și implementează-l dacă poți. Însă, aroganța și obtuzitatea administrației publice locale, care s-a dovedit, a fost dovedită în mai multe rânduri, inclusiv când am lansat proiectul Romanul Nou Început pentru mobilitatea urbană, ne-a făcut să ne întrebăm: are rost să punem în discuție și pe tapet un astfel de proiect care este atât de bun pentru toți părinții și bunicii noștri, dar care nu va putea fi făcut doar pentru simplu fapt că ideea nu le aparține lor? Și atunci am zis: ok, haideți să facem noi ceva mai mult de atât. Și s-au adunat, toate lucrurile astea s-au adunat și au ajuns la momentul la care am zis: hai să facem acest pas către politică, să le demonstrăm romașcanilor că așa cum am fost fiecare profesionist și serios și corect în dreptul lui, putem să fim profesioniști și serioși și corecți ca o echipă și să oferim oamenilor din nou speranța că în Roma se poate face treaba. Deci cumva mișcarea asta de trecere de la jurnalism la politică și de la ONG la partid e cumva rezultatul sumei unor frustrări. Nu sunt frustrări, sunt doar nemulțumiri și un pic de revoltă, nu, pentru că știți, frustrarea de obicei este un lucru care nu duce la ceva constructiv.
Ori eu nu cred că am făcut nimic care să afecteze, să impacteze în mod negativ orașul. De aceea nu le numesc frustrări, pentru că eu consider că o revoltă, o nemulțumire duce către acțiune și acțiunea noastră este una pozitivă. Dacă ar fi fost frustrări, probabil că, nu știu, ar fi fost într-adevăr niște frustrați care scriau pe Facebook, domnule, ce nașpa să ia și ceilalți și dar uite ce deștept suntem noi. Sunt unii și, care critică, cui folosește? Doar să critici, cui îi folosește? Bun, deci există, hai ca să îi lămurim pe toată lumea și să mă lămuriți și eu și să traducem din română în română, că mie îmi place să zic treaba asta, există niște nemulțumiri, doriți să le, ca unele proiecte să fie poate puse în aplicare, dar nu există un filtru, sau în fine, există un filtru prea des și ele rămân acolo, nu intră nicăieri și atunci ideea este vom ajunge, vom prelua conducerea, vom pune aceste proiecte în aplicare. Întrebarea este, dacă altcineva în momentul acela vine cu un proiect care nu va aparține? Și dacă nu ne aparține, ce? Important e care e impactul pentru comunitate, nu contează al cui este proiectul, să fim foarte clari. Că, din cauza acestei gândiri extrem de limitate și obtuze, Roma nu a stat pe loc în ultimii ani. Pentru că n-a fost ideea lui X și n-a fost ideea lui Y. Trebuie să încetăm cu prostia asta. Nu se face anual, cum se numește, Ciprian, bugetarea participativă în care orice cetățean are voie să vină cu proiecte și idei? Vă aduceți aminte anul trecut ce a însemnat bugetarea participativă? A însemnat două totemuri puse în oraș. Sigur, asta era cea da, mai mare... Da, făcute de arhitectul șef al municipiului. Nu, că n-au fost făcute de arhitectul șef, au fost făcute din domn Roșu. Ok. Dar poate dumneavoastră știți altceva? Deci a fost o bugetare participativă în familie sau cum? Nu îmi dau seama, nu vreau să mă bag în discuțiile astea. Mă gândesc că totuși cineva le-a aprobat. Ca arhitectură mă gândesc. Și probabil că aici intervine rolul, nu? Arhitectului șef. Încă o dată zic. Vorbim de două totemuri care au costat 100.000 de lei. Îți arată pare că e în oraș. Vi se pare că a fost un exercițiu eficient? Care a fost proiectul depus pentru bugetarea participativă? În 2019, proiectul pentru bugetarea participativă pe care l-am susținut, dar care nu a fost al meu, apropo de treaba asta, însă pe care l-am votat, a fost o amenajare a unei zone din oraș, pe care am găsit-o, cred că undeva în zona cu Zavodă, era o amenajare în fața unor blocuri. În 2020, în schimb, am depus proiect pentru bugetare participativă să se achiziționeze ventilatoare pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, fiindcă... Era necesar. Exact. Era necesar, corect. Nu, a ieșit pe locul 2 la numărul de voturi, dar noi ne-am văzut mai departe de treabă pentru că acțiunile pentru spital au continuat și, în schimb, ceea ce am reușit a fost faptul că, inițiind o scrisoare deschisă semnată de sute de oameni, a crescut alocarea bugetară pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman de la 20 și ceva de mii de lei la 270 și ceva de mii de lei. Și chiar consider că o creștere mare. Acest lucru a fost un rezultat bun pentru oraș, fiindcă și pentru județ, mai ales acum, pentru că spitalul deservește practic tot județul. În momentul ăsta, da. Ați adus vorba de mai multe ori de condițiile în care se lucrează în momentul ăsta la Spitalul Municipal de Urgență Roman. S-au și dat niște telefoane, a și venit un ministru al sănătății și înaintea lui a fost alt ministru al sănătății și înaintea lui a fost alt ministru al sănătății. Adică tot au venit miniștri și se vorbește în continuare de condițiile de lucru din Spitalul Municipal de Urgență Roman. Despre ce condiții vorbim? Adică condiții atât de rele în momentul ăsta, în spitalul Dacă municipal de urgență? Dacă ne referim strict la perioada aceasta de pandemie, pentru că nu vorbim de perioada de dinainte. Înainte au venit miniștri pentru alte lucruri, pentru dotări, pentru ambulanța timp și așa mai departe. Dacă ne referim strict la perioada aceasta, într-adevăr eu am atras atenția că lucrurile nu funcționează în parametrii optimi pentru niște oameni care sunt surmenați. Este adevărat că spitalul are multe probleme, dar deocamdată prioritate zero este aceasta. Sunt mulți pacienți care au probleme grave de sănătate, pentru că acum nu se mai internează neapărat pacienții care au boli cronice în observație, da? Vin oameni care au chiar niște probleme acute și trebuie intervenție de specialitate de urgență și atunci complexitatea unui caz este mult mai mare decât
dacă e să ne referim la o medie a complexității, aceasta clar este peste media anului trecut. Ce se întâmplă? Se întâmplă faptul că vorbim de un număr de angajați care, spre diferență de perioada similară a anului trecut, deservesc nu doar un număr mai mare de pacienți, ci și un număr de cazuri mai complexe. Corect. Și la toate acestea se adaugă faptul că acei angajați ai spitalului de pe secții, unii dintre ei sunt transferați către partea de izolator. Acolo unde sunt internați în primă fază oameni care vin din exterior, care ori trebuie să intre într-o operație, ori trebuie să urmeze alte examinări de specialitate și rămân acolo până le vine testul pentru COVID-19 și dacă acel test iese negativ, oamenii ulterior sunt transferați pe secții. Partea de izolator în acele saloane unde se spune că oamenii stau la izolare până vine rezultatul pentru COVID-19, angajații trebuie să umble îmbrăcați cu toate acele combinezoane, cu ochelari. Da. Sunt niște condiții destul de grele de muncă dacă ne gândim la faptul că ei nu au voie să folosească aerul condiționat. Știți foarte bine că nu este voie să folosi aerul condiționat pentru că se presupune că transmite virusul și așa mai departe. Și, practic, dacă este foarte cald afară, este foarte cald și în saloane, și este foarte cald și cum aș remedia, în primul rând, aș cere ajutor. Pentru că eu am vorbit în luna mai sau în iunie, cred că la începutul lui iunie mai precis, l-am întrebat pe directorul Direcției de Sănătate Publică Neamț. Avem câteva zeci de pacienți la Spitalul Județean de Urgență Neamț, care sunt de servici de peste 1800 de angajați. Așa e. La Roman, tot invers. Da, la Roman e o situație invers. Complet inversă. Ați solicitat ajutor în așa fel încât din aia 1800 de angajați, măcar, nu știu, 200, să zică, păi uite, eu două săptămâni de zile mă duc și lucrez la Roman, pentru că vreau să-mi ajut colegii de braslă. Și aici vorbim și de doctor și de asistență. Dar cum s-ar face navetă? Sau s-ar putea face navetă. Există posibilitatea legală să le plătești hotelul, cum ar veni, să stea undeva, da? Da. Adică variante s-ar găsi și până la urmă sunt oameni care fac naveta de la Roma la Piatra de ani de zile. Și nu e departe. Nu e chiar așa o mare problemă. Dar să spunem că n-ar vrea să facă naveta, se găsește posibilitatea legală de plată a unor zone în care să se odihnească. Și între gărzi. Ajutorul ăsta ar trebui să-l ceară, îl poate cere primarul? Ajutorul acesta, la sugestia unui primar vizionar, îl poate cere conducerea spitalului cu DSP-ul împreună și discutat și analizat. Însă răspunsurile pe care le-am primit au fost: dar să știți că, de fapt, noi nu putem obliga pe oameni. Zic, nu, dar întrebați-i, adică până să-i obligi sau nu, întrebați-i, de noi au 1800, sigur s-ar putea găsi niște persoane care să dorească să facă asta. Mai ales mi-aduc aminte că oamenii medici din toată țara care s-au deplasat la Suceava când era focarul la mare și urât, mergeau și făceau voluntariat în Suceava, nu? Da, dacă dar pentru asta trebuie ca acest lucru să fie acceptat și de instituția care primește voluntari. Ori, toată lumea din spital care mi s-a plâns mi-a spus în felul următor: doamna manager nu cere ajutor și spune că nu are nevoie și că se descurcă. Unde am auzit? Am auzit discursul ăsta undeva. Mi se pare că la Colectiv. Era ministrul sănătății pe atunci. Da, avem de toate. Avem de toate. Da. Deci acest discurs cu avem de toate, în care să nu recunoști că ai o problemă, în luna februarie, când toată Europa țipa după măști, combinezoane, ochelari, viziere și toate alea, doamna manager ieșea în conferință de presă și spunea: noi avem de toate și nu ne trebuie nimic și se poate verifica. Dar Spitalul Roman a primit niște donații la un moment dat. A primit, dar acele donații, păi gândiți-vă așa, dacă primești 5.000 de măști, da? Cât a dat Unifarmul, dacă nu mă înșel, la un moment dat. Acele 5.000 de măști, date la aproximativ 800 de angajați, să spunem că nu erau chiar toți la muncă, da? Da. 5.000 de măști împărțit la 800 de angajați este undeva la vreo... Cum ajungem mereu la probleme de matematică? Nu știu. Hai să rotunjim. Da? La 1.000 de angajați și era câte... Da. Ajung 6-7 măști. Să spunem așa, facem un calcul aproximativ. 6-7 măști de om. O mască se poartă 4 ore, cel mult, pentru că după aia trebuie schimbată. Clar. Da? Asta înseamnă două măști la 8 ore și dacă ai gardă de 12 ore, trebuie să ai 3 măști asigurate, da? Știam, 3 măști. Ok.
Asta înseamnă că ție, dacă ți-au revenit 7 măști, îți ajung acele măști 2 gărzi de câte 12 ore și încă 3 ore dintr-o gardă. Și asta e tot. Puțin, da. Adică, dacă stăm și ne uităm că zice, nu știu care, vai, domnul ministru, domnul nu știu care, a trimis la Roma 5.000 de măști. În primul rând că el și-a făcut treaba pentru care îi primește indemnizație, că de-aia se duce la minister ca să gestioneze problemele din toată țara. Și în al doilea rând, dacă ne raportăm strict la nevoi, vedem că aceste lucruri nu ajung. Și atunci era o problemă reală în toată Europa. Și, atunci, și vine spitalul Roma și zice, domnule, noi avem de toate. Bun, și atunci ce face? Iese primarul? Hai să spunem că o să fiți primar, da? Iese primarul și ce face? Un apel public? Sau cum? Primarul vine și comunică transparent, corect și cinstit cetățenilor și spune, oameni buni, avem aceste rezerve, în mod normal trebuie să existe niște rezerve, se pare că n-au existat. Ok, nu avem rezerve. Da. Analizăm după aia de ce nu avem rezerve și tragem la răspundere pe cei care sunt vinovați pentru lipsa acestora. Dar urgența zero este să avem produse și atunci spunem, asta este stocul la zi, de atâtea lucruri mai avem nevoie, acceptăm orice ajutor și comunicăm constant cu oamenii de afaceri care oricum s-au dovedit niște oameni implicați în comunitate și care au venit să și aici intervine acea bază de date cu societățile comerciale de care vorbeați emisiunile din urmă? Exact. Și nu doar. Primarul și oricine trebuie să vină și să comunice transparent și într-o conferință de presă și într-o declarație de presă. Nu, adică nu e rușinos să spui am nevoie de ajutor. E rușinos, în schimb, să minți că ai de toate și oamenii tăi să sufere. Asta este rușinos. Voiam să mai ajung undeva legat de... că am ajuns să vorbim cumva de spital neapărat, deși nu pentru funcția asta candidat. Nu, dar spitalul municipal este subordonat administrației locale și administrare, nu ca administrare. Și atunci trebuie să fie, primăria trebuie să fie atentă la ceea ce se întâmplă în spital, ok? Nu pot să intervin pe protocol de medicație, pentru că acolo nu este treaba mea, nu este treaba primarului, dar trebuie să ne uităm, să vedem dacă s-au făcut investiții, dacă s-au respectat planurile de achiziții, dacă s-au depășit cotele pentru bunuri și servicii la întâmplare, să vedem achizițiile directe, adică lucrurile astea se pot verifica. În momentul ăsta, eu cred că ca fost jurnalist, eu cred că știți mai bine necesitățile spitalului decât oricare alt primar care a fost până acum. Ce are spitalul nevoie? Cred că toți știm ce are spitalul nevoie, pentru că atâta timp cât ne facem treaba și am fost atenți. Ce are Spitalul Municipal de Urgență Roman nevoie și s-ar putea rezolva, dar nu se rezolvă? În primul rând are nevoie de o conducere profesionistă. Are nevoie de o conducere care să nu mai țipe la angajați, ci să încerce, cu exemplul propriu, să se impună și să obțină respectul oamenilor. Atunci când ești competent, nu trebuie să ridici tonul, să țipi, să arunci cu chei după oameni ca să arăți că ești șeful. Astea sunt lucruri care s-au întâmplat și care mi-au fost aduse la cunoștință de către niște oameni care au fost extrem de revoltați și care au zis nu mai putem. Deci, oamenii ăștia ți-a tras în partid? Nu. 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 De ce nu? Pentru că cine a vrut să vină în partid a venit înainte de acest episod, iar ceilalți pur și simplu sunt niște oameni care nu trebuie obligați, adică dacă ei vor să vină, îi primim cu brațele deschise, dar nu este o condiționare. Îmi povestește asta de sau... condiționare. Nu, mă gândesc că dacă oamenii sunt nemulțumiți, vin cu o critică și vin la oamenii care le pot da și soluții, e logic cumva să presupunem că aderă la aceste principii ale partidului, formațiunii respective. Da, dar ei pot să adere și de pe margine. Iar a intra într-un partid este o decizie pur personală. Nu mai trăim înainte de 89, când orice om care avea un post de la muncitor în sus trebuia neapărat să aibă semnat o adeziune de partid. Nu. Omul în 2020 este liber să decidă pentru el și la ce biserică se duce și și în ce partid se înscrie dacă se înscrie și ce își cumpără de mâncare și așa mai departe. Prin urmare, aceste discuții mi s-au părut total nepotrivite. Atâția ani de zile am ascultat pe oameni fără să le cer nimic în schimb și o voi face în continuare.
Păi și nu e cumva dezamăgitor că oamenii vin, vă aduc la cunoștință niște probleme, le oferiți poate niște soluții sau o promisiune că veți lua în calcul sau că veți gândi soluții la problemele omului, oamenilor respectivi, e clar că lor le place persoana care le oferă soluții, dar nu vin să o susțină din, măcar din umbră. În primul rând că nu le-am cerut să vină în partid. Am înțeles pentru că asta. Mi s-a părut nepotrivit să le cer. Și în al doilea rând, v-am zis, nu mai suntem înainte de 89. Lucrurile în comunitate trebuie să se întâmple într-un mod armonios. Chestia de a fi într-un partid sau nu, dacă oamenii au alte preocupări, nu înțeleg de ce ar trebui să fie atât de importantă. Mai important însă este ca oamenii să aibă încredere. Este mai important decât să fie membru de partid, este să aibă încredere, pentru că vedeți ce se întâmplă acolo unde sunt partide mari. Ei au atras mai elegant sau mai puțin elegant tot felul de membri. Da. Și se trezesc că unii părăsesc corabia în funcție de cum bate vântul, pentru că na, nu-i ține uniți o valoare sau un principiu, îi ține uniți păi, altceva, niște funcții, principiile, niște bani poate la mijloc. Adică nu vrem să ajungem să urmăm calea partidelor mari, pentru că ele au dovedit cum nu se face politică. Și atunci noi trebuie să ne uităm la partidele mari, să vedem cum nu se face politică și să acționăm fix invers. Acel altceva, acel altceva de care vorbeam încă de la începutul emisiunii, ar fi un partid care să nu fie un partid central. Păi nu este un partid central, este un partid regional. Este un partid regional, un partid care, într-adevăr, nu primește deciziile sau ordinele de la București, dar le poate primi de la Iași. Nu le poate primi de la Iași. Unde este central? Nu există un sediu central, există mai multe sedii autonome, pentru că nu vorbim de o feudalizare, să zicem că vai. Într-adevăr, ideea a pornit de la Iași, pentru că acolo au fost oamenii care au inițiat aceste ONG-uri pentru autostradă, dar în momentul în care s-a decis să se facă acest grup politic, această filială la Roman, credeți-mă că discuția cu ai noștri colegi de la Iași a fost doar despre dacă vă putem ajuta cu ceva ca să vă organizați mai repede, este foarte bine, de altfel fiecare dintre noi și-a văzut de campanie și își vede în continuare de treabă. Vorbim totuși de o implicare la nivelul administrației publice locale și nu are cum să vină colegii de la Iași, oricât îmi sunt de dragi, să ne spună ce nevoie avem noi în Roman, pentru că nu cunosc specificul local. Și nici eu nu mă pot duce la colegii mei să le spun ce s-ar potrivi în Iași, pot doar, nu știu, sunt de vorbă prietenește, să spun cum văd Iașul în calitate de turist, de vizitator. Dar în momentul ăsta, lucrurile să spunem, sunt complet autonome. În momentul ăsta bateți străzile municipiului, vorbiți cu oamenii, deși e perioada încă de pre-campanie, dar va începe în curând campania, putem spune că i-am dat drumul deja, da? Încă nu. Conform legii. Noi, conform legii, dar câtă vreme vorbim despre partide, identificați chiar și în aceste momente probleme în Roman la care găsiți soluții sau la care aveți soluții, în momentul în care vorbiți acum cu oamenii pe stradă, deci nu vorbim de chestii pe care le-ați aflat în urmă cu un an, trei luni sau jumătate de an și băi, între timp am gândit și am găsit soluții. Acum, vorbind astăzi sau ieri, când ați fost ieri din nou pe stradă. Haideți să vă dau exemplu de ieri, că mi l-ați ridicat la fileu. Am fost în cartierul Bălcescu. Și am fost și noi pe străzile alea unde chiar stau oamenii care au nevoie de ajutor, pentru că e frumos așa când mergi de la Bator la Vale și vezi grămăjoarele de pavele puse frumos, da. Cum se pregătește lumea să ofere cetățenilor lucruri. Însă dacă mergi pe oricare dintre străzile laterale, începi să vezi buruienile crescute prin asfalt turnat astă iarnă, astă toamnă, da? Străzi care au primit doar un strat de pământ de 30 de ani încoace, străzi care de bea au primit o mână de balast, canalizare care este făcută mai sus de nivelul gospodăriilor, în așa fel încât săracii oameni degeaba se
racordează la rețeaua de canalizare pentru că ei efectiv nu o vor putea folosi fiindcă li se vor inunda în propriile corect. Locuințe. Da. Și toate problemele astea sunt într-un municipiu. Dacă te duci la țară, s-ar putea să ai surpriza să nu mai găsești astfel de păi probleme. Nu găsești. Uite, părinții mei au fost, de exemplu, în Pildești zilele trecute, nu vreau să ridic pe nimeni în slăvi, dar nu au mai fost în Pildești de, cred că, de 30 de ani. Și ca urmare și șocul a fost mult mai mare, da? Și nu există aceste chestiuțe de care aud acum, care exista în cartierul Nicolae Bălcescu. Adică undeva cineva poate își face treaba și în altă parte cineva nu își face treaba, dar nu-i nimeni tras la răspundere. Și aici intervine iarăși problema cu primarul. Ca primar și femeie, cum legal se poate, dar cu ce autoritate, cu ce forță poți trage la răspundere pe cineva care nu și-a făcut treaba? În, să spunem, asfaltarea proastă a unei străzi. Puteți să repetați faza cu femeia, că n-am înțeles. Noi trăim într-o societate patriarhală. Da, femeile sunt cumva... Vai cum să zic ca să nu-mi sară oamenii în cap. Păi spuneți lucrurile așa cum le gândiți ca să pot să vă răspund delicate, pe măsură. Sunt mai puțin puternice și au mai puțină autoritate față de un bărbat care poate da cu pumnul masă și poate să zbiere 3 ore. Să știți că dacă vreau pot să zbier 3 ore, dar nu-și dorește nimeni treaba asta. Și pot să dau și cu pumnul masă, dar nu cred că vrea cineva. Cele mai multe persoane din echipa Împreună pentru Moldova sunt bărbați. Credeți-mă că după ce am vorbit cu ei prima dată, au ales să mă susțină fără rezerve și au spus, nu te știam cum ești tu de fapt, pentru că poate nu ne cunoșteam atât de bine, poate doar îmi citiseră articole și așa mai departe, dar merg pe mâna ta oricând și oricum ar fi. Dacă ești un om competent, dacă ești un om care știe ce vorbește, faptul că ești bărbat sau femeie deja nu mai are nicio importanță. Să vă povestesc despre structura și despre duritatea betonului, pot să încep să fac acum acest lucru. Știți cum am învățat eu despre duritatea betonului? În momentul în care s-a făcut prima dată rampa de la centrul de primiri urgențe, care la câteva luni a început să cădea cu tot cu ambulanțe. Și atunci m-am uitat și eu pe niște fișe tehnice și am întrebat un specialist și toate lucrurile acestea, adică e o competență care s-a format ani de-a rândul, s-a pus cărămidă după cărămidă, cărămidă după cărămidă. Acum pot să mă uit pe bugete, acum pot să mă uit pe fișe tehnice și e foarte puțin probabil ca cineva să vină la mine să încerce să-mi vândă gogoși și eu chiar să le cumpăr. Pentru că vorbim despre lucruri pe care le-am învățat și mi le-am asimilat în ani de zile. În perioadele tot mai dese, din păcate, din ultimii ani, în care consilierii locali habar n-aveau ce votează, eu citeam fiecare proiect de hotărâre și mă uitam la fiecare expunere de motive și mă uitam în spate la fiecare lege care stătea ca suport la acel proiect de hotărâre, la fiecare hotărâre de Consiliu Local anterioară și la toate lucrurile acestea. Și vorbim de o activitate din 2007 încoace. Și nu vorbim de 2-3 ani, că 2-3 ani nu este suficient. 2-3 ani îți oferă o viziune largă asupra lucrurilor. Mai mult decât atât, vorbim despre experiența mea cu ceea ce înseamnă banii europeni. Eu am fost, cred că, primul jurnalist din Neamț care în momentul în care veneau niște oameni politici suspuși, Dumnezeu să ierte pe unii, și spuneau Uniunea Europeană ne obligă să mărim prețul la apă, să facem aia, să facem cealaltă. Eu m-am dus, m-am informat, am învățat și am venit și le-am spus mințiți, nu este adevărat. Adevărul este că n-ați fost în stare să faceți niște studii de fezabilitate, n-ați fost în stare să faceți niște proiecte tehnice bune, n-ați fost în stare să faceți niște prognoze cum trebuie, ați luat niște firme care au lucrat din birou și așa am ajuns să avem prognoze de creștere economice deosebite care să ducă ulterior la majorarea prețului pentru apă și pentru gunoi. Și tot eu am fost cea care, în momentul în care unii stăteau ghiocel în spatele unui șef de Consiliu Județean pe platforma de la Cordon, eu i-am spus clar și răspicat că atunci când aveți interese politice, ați putut să chemați toți primarii din județ, să-i puneți la aceeași masă, indiferent de culoarea politică, dar acum când vorbim de prețul gunoiului, care poate fi mai mic, dacă se alege o anumită variantă de facturare, nu vreți să faceți asta. Și erau niște oameni acolo, niște bărbați din această zonă patriarhală a țării în care trăim, care stăteau cu capul în jos și nu ziceau nici pâs. Mari bărbați în administrație și politică.
Adică, în momentul în care ești competent, nu cred că poate să vină cineva și să încerce să spună lucruri, iar tu să spui, da, să trăiți, să aveți dreptate doar pentru că ești femeie. Lucrurile acestea sunt de secol 20, trebuie să rămână acolo. Noi suntem în 2020, în secolul 21 și trebuie să mergem mai departe. O încheiere foarte... Că a fost încheierea asta. Nu știu că a fost încheierea. O încheiere așa. Teodora Baciu, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația. Timpul trece, din păcate, și deși mai avem mult de vorbit, aș vrea să intrăm și pe planul de viitor, pe termen scurt și pe termen lung, dar poate data viitoare. Încă o dată îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și astăzi. Cu drag. Și rămâne să ne vedem data viitoare la o întâlnire tot de genul ăsta. Iar vouă tuturor, ca de fiecare dată, toate bune! La revedere!